Bună! Eu sunt mama lui Bebe Mic. Pe Bebe Mic îl aveți aici în brațele mele. Voi sunteți pe jurnalul lui Bebe Mic. Iar în filmulețul de astăzi ne-am gândit să începem o serie nouă aici pe jurnalul nostru. Pentru că pe toate canalele am văzut preferatele, favoritele lunii. Ne-am gândit să facem și noi o serie de genul acesta cu favoritele lunii. Și pentru că Bebe este încă foarte mic și nu folosește multe lucruri decât jucării, vom începe o serie care se va numi Jucăria preferată a lunii. În filmulețul de astăzi vă voi prezenta un centru de activități de la Fisher-Price, ce constă într-un pian și o bară așa pe care se agață tot felul de jucării. Bebe avea 2 luni. Nu era chiar atât de fascinat, îi plăcea doar pianul care se află în capăt, apăsa cu picioarele, dar nu era interesat de jucăriile pe care îi le agățam. Dar acum, la 4 luni, pot spune că o jumătate de oră bună stă liniștit și se joacă, ceea ce este foarte mult pentru noi. Este un bebeluș care se plictisește foarte repede și trebuie tot timpul să îi găsesc o jucărie nouă sau o activitate nouă. Chiar și în acest moment puteți auzi pe fundal cum cântă această jucărie. Are 2 butoane. La unul se poate regla volumul, unul mai încet, puțin mai încet și puțin mai tare. Acum sonorul este maxim și mai are încă un butonaj pe care poate cânta Bebe cu picioarele și dacă nu merge melodia așa în continuu cum auziți acum pe fundal. Aici pe spate se poate vedea păturica pe care o avea de desubt, dar nu o mai folosim pentru că Bebe aluneca foarte mult pe ea și trebuia tot timpul să îl trag înapoi spre pian. El se împingea cu picioarele și se îndepărta. Așa noi am renunțat la păturica aceasta din fâșc pe care aluneca și este mult, mult mai bine. Ce este acel lux cu cerițile? O să vă las în căsuța cu descrieri un link unde îl puteți găsi. Noi l-am achiziționat de pe Amazon. Nu mai țin minte exact cât am plătit, dar l-am cumpărat aproape la jumătate de preț, pentru că l-am găsit cu cutia deteriorată. Deci era menționat că este nou, dar are cutia deteriorată și avea reducere. M-am gândit că în orice moment pot să-l trimit înapoi dacă nu îmi place, dacă are vreun defect mai mare și l-am cumpărat și într-adevăr doar cutia era deteriorată și l-am luat la jumătate de preț, ceea ce mi se pare o super afacere și suntem foarte mulțumiți. În cele ce urmează o să vedeți mai multe clipulețe încă de la început de când am cumpărat și până în prezent când se joacă foarte, foarte bine cu el. Dacă vreți să urmăriți în continuare jurnalul nostru și să vedeți ce jucării preferă Bebe pe parcurs ce crește și devine mai interesat, nu uitați să vă abonați! Pe curând! Pa, pa! Bravo, pianistul, mami! Așa, mami, așa, așa! Așa! Bravo! Cum e nățeanul tău?
Nu, nu s-a încheiat, nu? Bravo, mami, bravo! Bravo! Ai să, mami, așa! Așa! Wait.